Bună seara, Vasile Maftei este alături de noi pentru a explica acest rezultat. Vasile, te rog. Bună seara. Da, știam că ne așteaptă un meci greu, pentru că Dinamo de astăzi e o echipă imprevizibilă care poate să facă un joc extraordinar sau poate să facă un joc foarte prost. Am început jocul, prima repriză, puțin crispați și n-am făcut exact ce trebuia să facem. A venit și golul acela care ne-a turnat puțin plumb în ghete. Ok, repriza a doua am început foarte bine, am schimbat puțin sistemul la pauză, am vorbit cu Bogdan la telefon și ne-a spus exact ce trebuie să facem. Am reușit să egalăm într-o fază extraordinară. Cred că le-a plăcut tuturor ceea ce au realizat Hepse și Ivanov. Pe final am fi putut cu mai mult noroc să câștigăm acest joc. În inferioritate numerică avem cea mai mare ocazie pe final, suntem frustrați că n-am câștigat, nu? Clar că ne-am fi dorit să câștigăm. Am avut două, trei ocazii foarte, foarte mari de a înscrie pe final. Atunci când ei au riscat foarte mult și au lăsat spații în spatele apărării adverse, din păcate lipsa de concentrare până la urmă sau poate suflu, n-a mai avut suflu la finalizare, a făcut ca să nu marcă și al doilea gol. Dar puteam la fel de bine să, pe final de joc, puteam să și pierdem acest meci la intervenția lui Victor în ultimele minute. Până la urmă, cred că rezultatul este unul echitabil, trebuie să ne mulțumim cu acest punct și să mergem mai departe.